Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele simulării la evaluarea națională în județul Suceava. Dintre cei 7.618 elevi de clasa a 8-a, la examenul de limba și literatura română au lipsit 303 elevi, iar la matematică au chiulit 352 de elevi. La limba română au reușit să obțină note de trecere 4.736 de elevi, rata de promovabilitate fiind de aproape 65%. În schimb, la matematică au obținut note peste 5, doar 2.678 de elevi, în timp ce 4.587 de elevi nu au reușit să obțină note de trecere. La matematică, rata de promovabilitate a fost doar de 36%. A fost obținute doar 7 note de 10, 4 la limba și literatura română și 3 la matematică. Pe de altă parte, luni a început și simularea examenului de bacalaureat cu proba de limba și literatura română. Marți va fi susținută proba la limba și literatura modernă, miercuri la proba obligatorie a profilului și joi la proba la alegere. Rezultatele vor fi afișate la sfârșitul săptămânii viitoare.